A fost a treia zi la rând de negocieri intense între sindicaliști și reprezentanții guvernului. Negocierile însă nu au dus la niciun rezultat favorabil pentru confederațiile sindicale. Guvernul nu dă înapoi și merge mai departe cu propunerea de a trece contribuțiile la angajat. Aleșii le-au transmis clar sindicaliștilor că dacă mai vor majorări salariale, să cadă la pace. Președintele Confederației Cartel Alfa a declarat că, de fapt, totul este o mare păcăleală, iar angajații sunt singurii care vor pierde. Sunt însă și protestatari care ar fi de acord cu mutarea contribuțiilor dacă vor beneficia de alte sporuri. Între timp, acțiunile de protest vor continua. Alte trei ore de negocieri între sindicaliști și guvernanți fără niciun fel de rezultat. Așa poate fi rezumată întâlnirea de vineri de la Palatul Victoria. Deși aveau speranța că lucrurile vor fi rezolvate măcar în ultimul ceas, liderii confederațiilor sindicale au ieșit pe poarta guvernului așa cum au intrat, fără soluții. Nu avem nimic cert, iar salariile a câtorva zeci de mii de oameni, să nu dau și eu poate un număr greșit ca alții, scad. Deci nu am făcut nimic, așteptăm ceva scris și să fim siguri că colegii noștri nu vor pierde nimic cu aplicarea acestui transfer și că legea va merge în continuare așa cum ea este scrisă acum, dar cu condiția reglementării regulamentului de sporuri. Guvernanții sunt hotărâți să meargă mai departe cu trecerea taxelor sociale de la angajator la angajat. Potrivit celor care au mers la negocieri, chiar premierul Mihai Tudose și ministrul muncii Lia Olguța Vasilescu le-au transmis să accepte transferul contribuțiilor dacă vor majorări salariale. Insistă transferul de taxe. De fapt, transferul de taxe nu face decât de la salariații cu niveluri relativ mici și de la salariații din privat să iau o parte din bani ca să acopere găurile în structura bugetului de stat. S-a încercat un șantaj împotriva părții sindicale, în sensul în care nu vreți să acceptați transferul, în momentul respectiv anulăm legea de salarizare existentă. Legea salarizării bugetarilor nu poate fi pusă în practică fără transferul de contribuții. Și asta au spus de la început, pentru că nu sunt bani, da. Cei din sănătate și educație nu au reușit să-și rezolve nici problemele punctuale legate de sporuri sau plata drepturilor salariale câștigate în instanță. Pe lângă faptul că nu au oferit soluții concrete, premierul și miniștrii care au participat la discuții nu au prezentat sindicaliștilor nici calcule care să demonstreze că angajații nu vor avea pierderi salariale. Domnul ministru al Finanțelor s-a făcut remarcat prin lungi perioade de tăcere. Finalul întâlnirii, pentru urechile și mintea mea, a însemnat mesajul premierului care a spus: vă vom comunica punctul de vedere al guvernului după ce vom avea întâlnirea și cu organizațiile patronale reprezentative din România. Potrivit reprezentanților Blocului Național Sindical, în cazul în care de anul viitor guvernul va muta contribuțiile de asigurări sociale integral în sarcina angajatului, angajatorul va plăti 0% contribuție, iar angajatul 25%. Astfel, contribuțiile pentru condiții deosebite și speciale vor dispărea, iar veniturile bugetului de asigurări sociale vor crește cu maximum 6%, în condițiile în care salariile brute vor fi majorate. Pentru că nu sunt mulțumiți de cum a decurs totul până acum, sindicaliștii vor continua acțiunile de protest și se gândesc chiar și la declanșarea grevei generale.